Care a fost cel mai tehnic jucător lângă care a evoluat în întreaga carieră? Cel mai tehnic. Cel mai tehnic. Din Camerun, Eto. Din România, nu știu, poate Luțu ar fi unul dintre ei. Da. Hagi Luțu. Hagi Luțu. Frunză de la Vaslui. Ah, și Aliuță. Și Aliuță. Și Aliuță, da. Sorin Frunză și, și Aliuță. Deci, efectiv, ăștia doi jucători, deci, când le dădeam mingea, mă uitam cu dribloa și mă minunam, parcă era în suporte și mă gândeam. Serios? Ce fotbal. În timpul jocului? În timpul jocului. Mare Frunză și Aliuță, da. Așa, tot senzație. Dar apoi când am mers la Vaslui și jucam cu Frunză, de care o echipei, era foarte iubit de Porumbului. Venise din Liga a doua. Da. Deci, ăsta dribla efectiv perpendicular pe poartă. Deci, avea o tehnică și o... așa, o progresie cu mingea la picior fantastică. Deci, Frunză mi-a plăcut mult și apoi a plecat la Urziceni, a jucat o perioadă și, da. Și la Vaslui. Da, deci cam... Da, dar zi-mi altceva, Nana. Primul contact pe care tu l-ai avut cu Eto, prima oară când ai intrat în contact direct cu el, ce ai simțit și cum a fost întâlnirea? Toți au... deci avea o personalitate puternică. Da. Și era figurant așa, având în vedere de la ce nivel venea? Nu. Eu am observat așa, jucătorii, cu cât sunt mai valoriși, cu atât sunt mai modești. M-au uimit, de fapt, personalitatea lui a fost cea care așa sare în ochi. Că e genul care, dacă nu-i convine ceva, spune imediat. Ar fi și culmea să nu spune tot. Da, dar nu toți jucătorii sunt așa, știi? Indiferent. Unii lasă de la ei, știi? Nu, el nu. Orice, deci, e, dacă nu-i convine ceva, spune imediat. E foarte, are o personalitate destul de puternică, foarte ascuțită. Câteodată e bine, câteodată nu e bine, știi? Dar, mai depinde, e bine. Și direct proporțional cu valoarea, cred. Când ai foarte mare valoare, ești altfel asimilat și se înțelege altfel discursul tău. Da, nu știu, nu neapărat. Oricum, am observat, toți sunt foarte modești. Deci, pe cât de personalitatea e una, dar caracterul și partea umană e altceva, știi? Sunt lucruri diferite și la el și la celălalt. Jeremy juca la Chelsea, de exemplu. Da. Gemba Gemba la Manchester United. Gemba Gemba a jucat la Manchester United și când n-au venit să ne ia ăștia de la laundry echipamentul să-l spele, el și-l spăla în chiuvetă, da? Cu săpun și așa. Da, jucător la Manchester United, contract de milioane. Nu știu, milioane.